Dar, cum spun, venind spre Hănești, m-am gândit la coincidența dintre venirea mea și, în general, situația mea de cel plecat care revine mereu pe meleagurile natale, care stă cu meleagurile natale în suflet și care meleagul îi generează, poate, o mare parte din energia necesară pentru a face ceea ce fac dincolo de ocean, și titlul acestui volum. Pentru că, într-adevăr, lăuntrul este, aș putea să spun, în clipa de față, pentru că mă aflu aici și pentru că nu este lipsit de temei și de realitate, Hănești. Hănești cu Hăneștenii, cu toată legenda pe care existența mea aici mi-a creat-o și cu care mi-a învăluit viața, ca într-un fel de strat protector și ocrotitor. Și, deci, departele sunt eu, cel plecat departe. Dar plecat departe cu lăuntrul, cu Hănești, cu lăuntrul, e ceva care îmi umple sufletul. Ești departe și dacă ești departe, atunci e nevoie să ai o rădăcină. Și potoșanii, în general, Hănești, în special, reprezintă acea rădăcină care te face să nu te doboare vântul sorții.